e bine să fii în viață? Trebuie să fii corect ca să poți să te dezvolți în viață. Tu ce vrei să ajungi când vei fi mare? Păi ce ai ajuns și tu? Artistă! Asta vrei și tu? Da, păi nu numai de-aia vin la tine, că nu vin la tine să mă distrez. Corect, vii să învățăm lucruri. Da. Și noi astăzi ce ne-am propus? Azi la Vorbește Corect, să învățăm să... Să vorbim. Cum? Că de vorbit vorbește toată lumea. Dar corect vorbește doar cine știe. Știe. Cine e învățat. Da. Fii atentă. Cine are mintea întreagă. Cine are mintea întreagă, deci vorbești corect dacă ai mintea întreagă. Da. Aha, și dacă n-ai mintea întreagă, cum ești? Nebunatic. Fii atentă. Aici, tu știi să citești, sunt trei silabe. Hai să le citim împreună. C-si-pi. C-si-pi. Este un cuvânt acesta? C-si-pi? Nu. Nu, dar dacă aranjăm într-un alt fel silabele, ce iese? Pisică. Bravo, Maria! Bravo! Alina, cum e corect? Colonei sau coloneic? E și un exercițiu de dicție, nu? Avem un colonel și mai mulți? Cum ar fi corect? Colonei sau coloneli? Colonei. Colonei, corect? Da. Colonei sau coloneli? Domnule Vorbește Corect, ne dai, vă rugăm frumos, răspunsul? Corect este, după cum spune și lingvistul nostru, colonei. Un colonel, doi sau mai mulți? Colonei. Colonel, colonei. Colonel este un grad de ofițer superior din armată, iar forma de plural este colonei. Un colonel conducea patrula de elefanți din Cartea Junglei, colonelul Hathi. Ce s-a întâmplat cu trompa ta? S-a mirat acesta la vederea lui Mowgli. Alina, vreau să spun o ghicitoare. Vai ce-mi plac ghicitorile spuse de picii mei. Roade oase, tă în cușcă, pe dușmanii săi îi mușcă. Cățelul! Trebuie să fie răspunsul corect, nu? Da. Fii atentă, am aici trei silabe. Sofia, poți să le citești, că tu știi să citești. Da. Hai să le citim împreună. Luș. Da. Țecă. Și să încercăm să vedem dacă ele formează un cuvânt. Dacă aranjăm așa. Cățeluș. Bravo, ai găsit soluția. Alina, cine nu are copii, nu știe de ce trăiește. Oh, ești foarte înțeleaptă, Maria. Așa este. Copiii îți dau un sens în viață. Pentru copii muncești, pentru copii te zbați să faci tot felul de lucruri. Dacă vrei să vezi mai bună lumea în care noi trăim, cel mai bine o să-ți spun cum vede un copil. Inocență, puritate, râsul sincer, cristalin, gândurile lor curate, zilele trec mult mai bine. Tu știi cine a inventat tehnologia? Nu știu. Păi nici eu nu știu. Știu eu. Ia. E, noi fi inventat tu, domnule, Sofia Vorbește Corect. Sofia a inventat tehnologia. Bravo, Sofia. Mulțumesc. Stai. Dar cum? Dacă eu am inventat tehnologia, cum o moștenesc de la tata? Corect. Dacă tu ai inventat ceva, e făcut de tine. N-ai cum să iei din generație în generație. Păi eu zic că tata se pricepe mai mult. Înseamnă că tatăl tău a inventat tehnologia, da, de fapt. Mulțumesc, taticule. Oriunde ai fi, dar nu ești aici. E acasă și te vede. Tu câți copii vrei să ai când vei fi mare? Un băiat și o fată. Și cum să-i cheme? Tom și Jerry? Nu. Ce nu are copii nu știe ce este dragostea. Să știi că asta am simțit și eu atunci când am devenit mămică. Ai văzut, domnule, Vorbește Corect. Bravo, Sofia! Bravo, Sofia! Bravo, Sofia! Bravo, Sofia!